Și ultima care, lucru care eu nu prea am înțeles. Atunci când eu țin minte, dacă noi toți am fost la alegeri, la intrarea la secția de vot, stă calculatorul conectat direct la cec. Da. Fiecare persoană, înainte ca să aibă drept să pune ștampilă pentru un candidat sau alt, ia trece verificarea electronică. Noi ținem minte că au, tu, noi am avut câteva ori probleme cu sistemul dat, de, că, serveruri, că alte au fost probleme. Tot Data asta eu n-am auzit. Am înțeles că tot era ok. Și aici e chiar interesant cum au apărut cei morți, da? cum i au trecut uh, verificarea prin calculatoare. Uh, vorbim că în același moment au fost, uh, da, eu nu știu dacă au fost um, Observatori străin data asta, data trecută, practic toate ambasadele au avut reprezentanțe. Eu n-am văzut, sincer, postări, dar în același moment, reprezentanța partidului socialiștilor, eu cred că au fost la toate secțiile de vot. Și cum putea să trece cei morți, nu prea înțeleg, sincer. Și de asta apar foarte multe întrebări, din motivul celălalt, că dacă exista motivele să scoți un candidat trebuia să facă înainte de alegeri. Sâmbătă, duminică, noi am auzit că au fost niște depuse probe, dar nu au fost făcute publice. Trebuia, dacă voi ați avut deja anumite informații, trebuia să ieșiți cu informația aceea înainte de alegeri, că oamenii să știe. Acum deja cam straniu.